Ok, salutare și bine v-am la noi tot, Eu sunt Antonio și astăzi o să facem un truc de magie. Prima dată o să l, vi -l fac și după o să vi-l arăt. Avem aici de un pachet de cărți și avem nevoie de un pachet de cărți și doi jocări. Prima dată o să punem spectatorul să aleagă o carte. O să spunem că aceasta, oricare la întâmplare, țineți-o minte. Ok, sper că s-a văzut. După o să -l luăm pachetul și o să-l amestecăm de câteva ori. Ok. După o să-l tăiem de câteva ori. Ok. Îl mai amestecăm. Ok. După o să luăm jocărul uh, uh, și o să-l punem sus și pe celălalt o să-l punem aici jos. Deci să-l punem să se vadă. După pentru de dete. O să o dăm așa și o să rămân aici o carte și fix cartea voastră. Ok, haide să învățăm asta. Ok, pentru acest truc avem nevoie de doi jokeri, ca la început, și un pachet de cărți. Prima dată o să răgați spectatorul, spectatorul, să alege, să aleagă o carte, adică asta, nu știu, nu contează, cazul asta, doiul de ină neagră. După o să-l puneți deasupra și o să faceți tipul ăsta de amestecare. Luați doiul lui aici, de aici, puneți la fund aici, doiul este la fund. După o să amestecați pachetul în felul acesta, în o să-i dați drumul și doiul o să vină deasupra. După o să iați pachetul, după mai puneți doiul jos, repede, amestecat pachetul, doiul este jos și să rămână doi și pune peste. După iar amestecați în felul acesta. Doi ori este sub. Acum. După de la mai amestecați să vină deasupra. Și după mai face dată să vină aici jos. După ce este jos, pune jokerul deasupra și celelalte de sub. După ăsta îl înclinați mai ai așa și o să pune de mare pe joker și celelalte două în spate. Și voi când dați drumul, aruncați pachetul și o să țineți uh, pe cartea aceasta. Și o să vină ceva în genul acesta. Hop. Așa. Și o să rămână carte, știți? Și repede. Nu o să vadă, adică, adică faceți așa. Și aici dați drumul la pachet și rămâne cartea care a ținut-o dietul. Ok. Nu uitați acolo de un mare like. Uh, dați acolo abonați-vă pentru că mai avem încă 27 de abonați ca să facem 100 și dați acolo mare like. Eu am fost Antona și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!